E ajun de Crăciun. Ajunul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Noi întoarcem ultimele file în Cartea Deuteronom și am luat un text care vorbește despre acel proroc ca Moise pe care îl sărbătorim noi astăzi. Dați-mi voie mai întâi să așez textul meu în capitolul de care ține. Noi suntem în versetele 15 la 19, dar atunci când mă gândesc la întregul context, în așteptarea acelui proroc ca Moise, relația dintre Israel și lumea de dincolo, care poate fi și lumea spre divinitate și lumea spre dincolo de ziua de astăzi, trebuie mijlocită de preoți și leviți și în niciun caz, dragii mei, de ghicitori, proroci, cititorii stele sau cei care cheamă morții și nici de prorocii mincinoși strecurați pe furiș între ei. Relația cu lumea de dincolo se cere mijlocită și pentru că toate aceste mijlocieri prin leviți și proroci sunt nedesăvârșite, așteptând împlinirea lor, în versetele 15 la 18, prin Moise, Dumnezeu anunță pe Cel care va mijloci relația noastră cu lumea de dincolo, cu divinitatea. Versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul fraților tăi, din mijlocul tău, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde cererii pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, să nu mai văd focul acesta mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce-au zis ei, este bun. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Observați, Crăciunul, într-un fel, se amestecă cu judecata. Pentru că Dumnezeu nu putea face nimic mai mult pentru noi decât ce a făcut în acel proroc ca Moise. Dar cine să fie el? Atunci când Noul Testament interpretează lucrurile din Vechiul Testament, poate că ia sarcina de pe noi ca să nu cumva să distorsionăm adevărul. Și în Fapte, capitolul 3, Petru se grăbește împreună cu Ioan spre ceasul rugăciunii la templu și un oloc stătea și cerea ceva de la ei. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă! Și ologul sare în picioare și toată lumea se adună în pridvorul lui Solomon și Petru începe să le predice. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vină peste voi, da? Să vi se șteargă păcatele, să vină peste voi vremuri de înviorare. Și ce scrie mai departe? Să trimită pe... prin sfinții săi proroci de mai înainte. Să trimită... Când am citit textul acesta, m-am gândit, Petre, ce s-a întâmplat cu tine? Abia Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și tu le spui oamenilor că dacă Israel se pocăiește, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Hristos? Dacă n-am crede în insuflarea cuvântului Dumnezeu, dragii mei, n-am ști ce să facem cu astfel de texte. Știți care e problema? Dacă întoarceți pagina în capitolul 4, este o adunare legiuită, 4 mari preoți și cortina cade peste istoria lui Israel. Și Dumnezeu ia și îi trimite la coada rândului și textul spune în Roman 11, când va intra numărul de plin al neamurilor, ei vor fi din nou în fața Domnului. Vor fi din nou în fața Domnului. Versetul 21, pe care cerul trebuia să-l primească până la vremea așezării tuturor lucrurilor. Nu știm cum ar fi curs planul lui Dumnezeu dacă atunci, la predica lui Petru, Israel s-ar fi pocăit.
Dar știm, dragii mei, din profeția lui Isaia, că atunci când îl vor plânge pe cel pe care l-au străpuns, Dumnezeu va deschide pentru ei un izvor de îndurare. Și atunci îl vor plânge cum plânge cineva pe întâi lui născut. Fiecare familie, pe rând, împreună cu femeile lor, va fi o trezire națională în Israel. Și noi nu putem striga decât, Maranata, vino, Doamne Iisuse, mai ales în vremurile pe care astăzi le trăim. În acest context, Petru spune, în adevăr, Moise a zis părinților noștri, și el citează textul din Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 la 19. Cu alte cuvinte, cine este acest proroc ca Moise? Este întrupatul fiul al lui Dumnezeu, a cărui naștere o celebrăm în această seară, dragii mei, și pe care o sărbătorim în ziua de mâine. Este însuși Iisus Hristos. Însuși Iisus Hristos. Dar spuneam că în capitolul 18 este vorba de o mijlocire între lumea de aici și lumea de dincolo. Și pe vremea respectivă, mijlocitorii erau leviții și preoții, sau preoții și leviții. Dar ei mijloceau doar între Dumnezeu și Israel. Ce se întâmplă cu noi ceilalți? Dragii mei, acel proroc ca Moise n-a venit doar pentru iudei, a venit și pentru români. A venit pentru toate neamurile. Cu alte cuvinte, el este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Observați, aici suntem noi toți, acolo este Dumnezeu, noi în imanent, el în transcendent. Cum vom urca la el? Dumnezeu a vrut să aducă mulți fii la slavă. Dar pentru asta a trimis pe Fiul Său și l-a desăvârșit prin suferință, transformându-L în calea, adevăr și viața, pentru ca noi să ne putem întoarce la Dumnezeu. Și în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6, ni se spune, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Dragii mei, noi confuși astăzi spunem între noi și Dumnezeu o mulțime de sfinți și mijlocitori. Dar dacă avem acces la singurul mijlocitor, nu l-am necinsti umblând prin vecini și căutând prin alții să ne apropiem de el? Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl, spune Domnul Iisus. Dar Tatăl ne atrage pe toți la singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acesta este acel proroc ca Moise. Petru și Ioan sunt târâți înaintea Sinedriului și li se cere socoteală de minunea pe care au făcut-o, dar pentru că logul umbla, poporul vedea, nu puteau să le facă nimic decât i-au obligat să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Petru s-a uitat la maimarii lui Iuda și i-au zis, judecați voi singuri. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? După care în versetul 12 face o afirmație tranșantă. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Dragii mei, dacă prorocul ca Moise a venit și dacă în numele lui există mântuire, să respingi singura ta șansă, mi se pare că e o nebunie. Ori Crăciunul nu este o iesle cu un prunc la care să aducem daruri, să-i cântăm colinz? Dragii mei, chiar și în iesle el era Dumnezeu. Dumnezeu întrupat, venit între noi, dragii mei, ca singura soluție, singura nădejde pentru omenirea întreagă. Într-adevăr, Moise spune că Dumnezeu va trimite un proroc ca mine, un proroc ca mine. Dar acest proroc ca Moise a fost hotărât de Dumnezeu din veșnicii. Cu alte cuvinte, deși atunci când citim textul, în aparență, se pare că Dumnezeu găsește un răspuns ad hoc la cererea poporului. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să nu murim. Și Dumnezeu zice, bine au spus, da? Bine au spus, da? Bine au spus. Și avem impresia că atunci când citim textul, atunci Dumnezeu a zis, le voi ridica un proroc, că Dumnezeu răspunde la cererea poporului, ca și cum poporul ar mișca istoria. Nu, dragii mei, în realitate, cererea poporului, fără ca ei să știe, se armonizează cu planurile lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Caiafa? După
învierea lui Lazar și când a auzit lucrul acesta, zice, ce vom face? Poporul merge după el. Vor veni romanii și ne vor lua locul. Deci este mai bine să moară un singur om pentru tot neamul decât să piară tot neamul. El nu știa că rostește o profeție, că era aliniat la planurile lui Dumnezeu. Exact așa, poporul înfrigurat, înfricoșat, până și Moise spune, sunt îngrozit și tremur acolo la Sinai. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să nu mai auzim glasul Lui, să nu vedem acest foc mare, ca să nu pierim. Bine au grăit, a spus Dumnezeu. Cererea poporului, fără ca ei să știe, era aliniată la planurile eterne ale lui Dumnezeu. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era lumina oamenilor și lumina era viața oamenilor. Cu alte cuvinte, textul din Ioan ne trimite înapoi spre planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Totul a fost hotărât, dragii mei, înainte de temerea lumii. Nu scrie Pavel în Efeseni capitolul 1, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană și continuă apoi cu desfășurarea planului lui Dumnezeu? În Genesa capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu nu inventează o soluție la problema omenirii care a întins mâna și a luat din fructul oprit, ci Dumnezeu rostește în istorie cuvânt de întrupare. Și acolo în Eden era șarpele, Adam și Eva. Și în auzul celor doi, Dumnezeu judecă și rostește verdictul asupra șarpelui. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Cuvânt de biruință asupra celui rău. Da, Dumnezeu a promis un proroc ca Moise. Și prorocul acesta nu este urmașul lui Moise, Iosua. Iosua este prea mic pentru astfel de funcție, pentru astfel de slujbă. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. În capitolul 27, Moise se pregătește de plecare și Domnul spune, ia-l pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eleazar, marele preot. Iosua era generalul. Și întregul popor împreună cu Iosua să iasă și să intre la porunca lui Eleazar. Iar atunci când generalul devine împărat în Israel, Dumnezeu aduce pe proroc, pe Samuel, lângă Saul. Dar dacă aduc înapoi toate lucrurile în Moise, observați, Moise întrunea toate aceste funcții. El era mare preot, era profet și împărat. El intra în prezența lui Dumnezeu, vorbea gură către gură Dumnezeu cu el. Numai marele preot putea intra în Sfânta Sfintelor ca Dumnezeu să-i vorbească dintre heruvimi. Dar dacă adun acum în acel proroc ca Moise toate aceste funcții, nu e așa că prorocul ca Moise trebuia să fie mare preot, trebuia să fie împărat și trebuia să fie profet? De unde au știut magii ce daruri să-i aducă? De unde au știut magii ce daruri să aducă marelui preot, împăratului și profetului? Un proroc ca Moise... Dar ce e atât de special legat de Moise ca însuși întrupatul Fiul lui Dumnezeu să fie asemănat cu el? În ultimul capitol din Deuteronom se relatează moartea lui Moise și în versetul 10 avem un comentariu editorial. Versetul 10 spune, în Israel nu s-a ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul, ce scrie? Să-l fi cunoscut? Față în față. Pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. E incredibilă. Har. Să stai de vorbă cu Dumnezeu gură către gură? Să te cunoască Dumnezeu față în față? Să fii unicul? Da, Moise era unicul pentru că îl prefigura pe acel proroc ca Moise. Pe acel proroc ca Moise. Dar este ca Moise, dar este mult mai mare decât Moise. Mult mai mare decât Moise. În Evrei, capitolul 3, ni se spune că Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă.
Pe când Hristos este credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu. E o diferență, nu-i așa? Să fii credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă sau să fii credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu este uriașă diferență. Căci el a primit, s-a învrednicit să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși, decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Hristos, este Dumnezeu. Dar de ce l-am înlocuit pe Dumnezeu cu Hristos? Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Prin El, spune în Coloseni, capitolul 1, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele din cer și de pe pământ, fie scaune de domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se țin prin El. El este capul bisericii, cel întâi născut dintre cei morți, fiindcă Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, făcând pace prin sângele crucii Lui, ne spune Pavel în Coloseni. Dar cine este El în raport cu Dumnezeu? În 1 Timotei, capitolul 6, versetele 15 și 16, Dumnezeu este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților, domnul domnilor și singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are puterea și cinstea și puterea veșnică. Amin. Locuiește într-o lumină de care niciun om nu se poate apropia? Cum de Moise vorbea gură către gură, dar în fața lui era un foc care nu se mistuia sau un stil de nor care se oprea la ușa cortului întâlnirii. El auzea doar o voce, dar nu vedea fața Domnului. În schimb, despre Domnul Iisus Hristos se spune cu totul altceva. În Ioan, capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Da, Dumnezeu a promis un proroc ca Moise, un proroc hotărât din veșnicii și un proroc, dragii mei, care este mai mare decât Moise. Pentru că el vine de la scaunul de domnie al cerului. El este întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Dar știți ce este extraordinar? Dumnezeu l-a promis pe acest proroc ca Moise pentru mine și pentru tine. Așa cum ați auzit cântarea. Pentru mine, pentru tine, pentru noi. În Galateni 3:15, el este sămânța femeii, a oricărei femei de pe planeta asta. În schimb, în Genesa, capitolul 22, când pumnalul se oprește deasupra inimii lui Isaac, Dumnezeu vorbește. Pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și ne-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Sămânța femeii, sămânța lui Avram și un fiu al lui David prin legământul davidic. Observați cum toate se adună, cum se focalizează promisiunea lui Dumnezeu. Și ultimul punct de flexiune este legământul davidic, pentru că acel proroc ca Moise trebuia să fie fiul lui David. Promisiunea lui Dumnezeu se amplifică pe culoarele profetice. Se amplifică pe culoarele profetice și în cea mai neagră noapte a istoriei lui Iuda, prin prorocul Isaia, Dumnezeu vorbește. În Iuda, la 21 de ani, ajunge Ahaz, împărat. Săracul de el, într-un singur an, este atacat de 4 ori de regatul de nod în coaliție cu Siria și a 4-a oară își pierde cumpătul și în loc să alerge la Dumnezeu, că era împărat pe scaunul de domnie al Domnului, el aleargă la sirieni și cheamă în ajutor și Dumnezeu îl trimite pe Isaia să iasă în cale.
Și Isaia începe să-i vorbească. Și spune, azi, cere un semn de la Domnul, în locurile cerești sau pe pământ. Puneți încrederea în Domnul. A, nu vreau să cer un semn, ca să nu-l ispitesc pe Domnul. El deja luase hotărârea. Miniștrii de război din Iuda chemaseră Asiria în ajutorul lor. Și atunci Isaia începe să vorbească. Ascultați toată casa lui David. Nu va ajunge că obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. În contextul imediat, fiul acesta este fiul lui Isaia. Dar înainte ca pruncul să poată spune mamă sau tată, să deosebească binele de rău, împărații care ai chemat în ajutor nu se vor opri în Efraim, ci vor trece granița să-ți dea o lecție azi. Și în momentul acela, dragii mei, totul se întunecă pentru azi. Și ascultați cum se termină capitolul 8, versetele 20-22. La lege și la mărturie, strigă profetul, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul, pe Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că va privi spre pământ, nu va fi decât necaz, negură, neagră și se vei vedea izbăvit întuneric bestă. Totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. O pace fără de sfârșit. Împărăția lui va fi întărită cu neprienire și judecată de acum și până în veci. Iată ce va face Domnul oștirilor. Și dacă întoarceți două pagini în capitolul 11, îl veți vedea pe acest prunc în apa Iordanului, Duhul coborându-se peste el ca să-și înceapă lucrarea. Ca să-și înceapă lucrarea. Apoi, odras le va ieși din tulpina lui Ișai și va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de putere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. El nu va judeca după înfățișare și nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi cu toiagul cuvântului lui pământul și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor lui și credincioșia brâul mijlocului lui. Și dacă răsfoiți cartea Isaia, apelativele mesianice încep să se amplifice. Mai întâi spune lui Ezechia, care întors și el spatele, ca tatălui, lui Dumnezeu. Ezechia, Dumnezeu va pune o piatră din capul unghiului clădirii și cine se va grăbi să o ia de sprijin, nu se va grăbi să fugă. Dar el este nu doar piatra din capul unghiului, este brațul Domnului prin care Domnul își va face lucrarea. Este robul Domnului prin care va aduce mântuire pentru toate familiile pământului. Dar tot Vechiul Testament este doar un advent, o perioadă de așteptare a împlinirii vremii ca Dumnezeu să împlinească profeția din Deuteronom, capitolul 18. Da, ne-a fost promis un proroc ca Moise, dar hotărât din veșnicii și de aceea mai mare decât Moise. Și această promisiune este făcută pentru noi. Dar ca să ne folosească, el trebuia să fie dintre noi. Trebuia să fie unul
ca noi, ca să poată da bătălia pe care Adam a pierdut-o în Eden, în locul nostru, ca unul dintre noi. Atunci Domnul mi-a zis, ce-au zis ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Cuvântul era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iar în Galateni, capitolul 4, Pavel spune, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor împreună cu Dumnezeu sau prin Dumnezeu împreună cu Hristos. Și dacă răsfoiți Noul Testament, apelativele mesianice încep să se curgă, dragii mei, cuvântul, vița, pâinea vieții, apa vieții, lumina lumii, Domnul domnilor, împăratul împăraților, luceafărul strălucitor de dimineață, mirele ceresc. Mirele ceresc. Strigați cu mine. Emmanuel. Nu e așa că în acest cuvânt se adună toate apelativele mesianice? Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, El este pâine, apă, lumină, dragii mei, este cărare, este nuntă, este mire, este veșnicie. Dacă Emmanuel este cu noi. În Evrei, capitolul 2, ni se spune că nu unor îngeri a supus e lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva undeva a întrebat ce este omul ca să aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l bage în seamă, l-ai făcut pentru puține vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrarea mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dacă-i toate sunt supuse, înseamnă că nu i-a lăsat nimic nesupus totuși. Acum încă nu vedem că toate sunt supuse, dar pe acela pe care l-a făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Știți de ce? Din pricina morții pe care a suferit-o. Dar de ce a trebuit să fie unul dintre noi și să moară în locul nostru ca să aducă mulți fii la slavă? Și versetele 14 la 18 vin cu concluzia autorului. Astfel dar, pentru că copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși s-a făcut deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În adevăr, nu unor îngeri a venit El în ajutorul lor, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dragii mei, în acest ajun de Crăciun, Dumnezeu a promis un proroc ca Moise, hotărât din veșnicii și promis pentru noi și luat dintre noi, și de aceea avem o iesle și un prunc. De aceea avem cuvântul întrupat care a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dar dați-mi voie să întreb, care să fie implicațiile întrupării? Dincolo de cozonaci, braz și colind, dincolo, dragii mei, de sclipiciurile lumii acestea, care interesat doar de ce poate aduna din Crăciunul care trece. Care să fie implicațiile Crăciunului? Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, numai Dumnezeu ne cunoaște. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, cu singurul Dumnezeu, prin singurul mijlocitor, implicațiile Crăciunului sunt dezastruoase. Pentru că rămâi doar cu sclipiciul, cu cozonace și cadourile și te așteaptă o veșnicie despărțit de Dumnezeu. Spuneți-mi, cum ne-am putea opri la iesle fără să ne aducem aminte că El s-a născut ca să moară? Iisus și-a dat Duhul și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a despicat de sus și până jos și prin aceasta Duhul Sfânt mărturisea că drumul spre casă este în sfârșit deschis. Ne putem întoarce în brațele Tatălui, ne putem întoarce acasă. Astfel, dar, fiindcă prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, pus peste casa lui Dumnezeu, ca fiu, dragii mei, nu ca slugă, peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la nădejdea mântuirii noastre și să nu părăsim adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Aduceți-vă aminte de duminica trecută, de cântarea lui Moise. Cel care a ales să nu răspundă cu iubire la iubirea lui va gusta rigoarea dreptății lui. Știți de ce? Pentru că așa se termină textul nostru. Versetele 18 și 19. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci. Și dacă cineva nu va asculta de cuvântul meu pe care, sau de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat pe Petru să înșurubeze un pic mai bine acest sfârșit de text, dragii mei, în mintea și auzul celor care ascultau predica în pridvorul lui Solomon, versetul 23. Și oricine nu va asculta de prorocul acesta, ce scrie? Cum îi va cere Dumnezeu socoteală? Va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său. Va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său. Deși nu se potrivește de Crăciun, pentru că sărbătoarea bucuriei. Dragii mei, pruncul acesta s-a născut să moară. Nu prin nașterea lui, nu prin viața lui, ci prin moartea și învierea lui avem nădejdea veșniciei. Și de aceea, în Evrei, după ce calea cea nouă și vie ne-a fost deschisă prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, autorul continuă: cel ce a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va primi cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Și în iesle era Dumnezeu. A pângării sânge legământului care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și de altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său. Grozav lucru este caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Dragii mei, până nu vine momentul judecății, brațele Tatălui ne așteaptă pe fiecare. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vină peste viața ta, peste viața mea, vremuri de înviorare și Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său în inima noastră ca să devenim purtători de Dumnezeu. Amin.
Amin.